Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a prezentat miercuri seara principiile care vor sta la baza introducerii obligativității certificatului COVID. Astfel, acest document ar putea fi introdus doar când se înregistrează 3 săptămâni de creștere consecutivă a ratei de infectare. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a spus că certificatul COVID nu va mai fi obligatoriu în momentul în care avem o perioadă de 3 săptămâni de descreștere. Nu e condiționată de un anumit coeficient, dar trebuie să fie însoțită și de scăderea sub o anumită incidență acumulată în ultimele 14 zile. Eu am certificat verde. Și ce părere aveți să fie eliminat că rata de infectare scade? Poate să fie eliminat, deci nu sunt nici pro, nici contra. Îl fac că mi se cere și atât, dar l-am făcut că trebuie făcut. Să nu fie eliminat. Eu așa zice că eu sunt vaccinat, am două vaccinuri, urmează să-l fac și pe al treilea și eu aș vrea să fie valabil. Da, este o idee foarte bună. Și trebuie testare. Testare cât se poate de mult. Și la copii, și la adulți, și la tot. De exemplu, eu mă testez în permanență când plec, că nu prea ies. Că sunt alergică și nu pot să fac vaccinul. La mine au făcut familia vaccinul, dar eu nu pot. Și ar trebui ca fiecare om să fie mai precaut, să zic. Principiul de introducere a acestui certificat este următorul. Este un certificat temporar care este introdus după o perioadă de 3 săptămâni de creștere consecutivă, un indice de 1,5, adică de 1,5 ori. De ce acest indice? Pentru că în vară, începând cu data de 5 iulie, am avut o astfel de creștere care a continuat timp de 16 săptămâni. Practic, probabil că un astfel de document trebuia să fie introdus la începutul lunii august și probabil că în relativ scurt timp. Am fi renunțat la el pentru că nu mai aveam situația, decesele. Din păcate, filozofia a fost atunci diferită și în perioade de creștere s-au introdus relaxări, a mai spus ministrul Sănătății Alexandru Rafila.